vorbim despre cancerul de col uterin, situația este absolut îngrijorătoare și la nivelul județului Suceava, în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri, numărul de decese. Desigur, s-au făcut și pași, poate mai mici decât era de așteptat, dar sunt totuși pași importanți în ceea ce privește participarea femeilor la programele de prevenție. Mai mult aflăm de la purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, doamna Gabriela Băncilă. Doamna Băncilă, ce spun la nivel județean statisticile privind cancerul de col uterin? Statisticile la nivel județean reflectă realitatea de zi cu zi. Am făcut un studiu la compartimentul nostru de statistică medicală și am luat cifrele din ultimii 5 ani. Din păcate, se observă o creștere a numărului de cazuri de cancer de col uterin, semn că activitatea de prevenție trebuie amplificată. Așa se face că, începând de la 819 cazuri de cancer de col uterin în anul 2016, am ajuns la 939 în 2020, chiar crescând. De la 819, 852 următorul an, 893 în 2018, 944 în 2019, adevărat că în 2020 mai puțin, 939, dar și numărul de testări a fost mult mai mic decât preconizam. Din toate evidențele sanitare se vede faptul că într-adevăr, prevenția trebuie să se deruleze la un nivel mai înalt. Deși Institutul Național de Sănătate Publică programează și își dorește un număr cât mai mare de beneficiari în fiecare an în scopul derulării acestui program, anul acesta pandemia de COVID chiar ne-a afectat, deși au fost programate, au fost estimate 2800 de beneficiare, s-au testat doar un număr de 1300 de beneficiari. Cred că populația evită să mai aibă tangențe cu cabinetele medicale și cu activitatea medicală în general. Au fost bani alocați de la bugetul de stat. Pe anul 2020 au fost alocați 235.000 de lei, din care, din păcate, s-au folosit aproape jumătate. Imediat vă spun cifra exactă. Restul s-au folosit 131.000, deci restul de 100.000 de lei s-au returnat la bugetul de stat, întrucât nu au fost beneficiari și nu s-au folosit. Acest program a început să se deruleze din noiembrie 2012. Până în 2019 au fost testate un număr de 17.495 de persoane. Bine ar fi fost dacă reușim să creștem numărul de beneficiari de la an la an. Acest lucru s-a realizat până anul trecut, dar cu durere vă spun că, într-adevăr, pandemia a afectat foarte tare derularea acestui program. Să spunem că e vorba, să înțeleagă toată lumea, noi știm, e vorba de Programul Național de Screening pentru Depistarea Precoce a Cancerului de Col Uterin. Da. Da, așa este. În decursul anului 2020 s-au testat 1316 persoane, dintre care au avut rezultat negativ 1175 și doar 141 rezultat pozitiv. Dacă facem o comparație cu anul trecut s-au testat 2690, deci dublu față de mă refer la anul trecut, 2019 față de 2020. Da. S-au testat un număr dublu de persoane și cam respectă procentul de persoane pozitive din numărul total de testări. Anul trecut, din 2600, au fost 190 pozitive. În 2020, din 1300, au fost 140 de persoane pozitive. În ceea ce privește finanțarea, să știți că este un program foarte bine susținut și foarte bine înțeles și finanțat la nivelul Ministerului Sănătății. Chiar dacă la alte programe se mai face economie, chiar dacă la alte programe cheltuielile materiale, de exemplu, se
au o perioadă de scadență la 60 de zile. În privința programului pentru determinarea cancerului de col uterin, pentru testarea Papa Nicolau, scadența este la 30 de zile, deci este prioritizat, se dorește buna funcționare, însă depindem în egală măsură și de adresabilitate. Programul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș Papa Nicolau la populația feminină eligibilă în regim de screening are ca beneficiare femeile în vârstă între 25 și 64 de ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate. Acestea se pot adresa medicilor de familie, medicilor ginecologi sau celor de planificare familială. Aceștia le informează, le consiliază cu privire la măsurile de prevenire a cancerului de col uterin și recoltează sau trimit pentru recoltare de material cervical. Există două rețele de screening la nivelul județului, una organizată de Spitalul Județean și una de Spitalul Municipal Fălticeni, din care fac parte medici din diverse zone ale județului, inclusiv din zona Câmpul Moldovenesc și zona Vatra Dornei.